binele trebuie răsplătit tot cu bine. Așa că eu mi-am dorit foarte mult să cânt, să mă duc să cânt la trei evenimente. Am ales trei evenimente din cele, cred că 10.000 de comentarii au fost, mi s-a părut extraordinar. Și mergem să cântăm, să ne bucurăm cu oamenii, că e foarte frumos. Dar să știi că e responsabilitate foarte mare. Așa. Să cânti Valsul Mirilor, să cânti la o nuntă pentru mine weekendul ăsta, că noi o să fim împreună tot weekendul ăsta. E al patrulea eveniment. E a patra nuntă la care cânt. Pentru oamenii e nunta. Eu nu pot să mă duc nici să fiu obosit, nici să cânt la, cum să zic, la intensitate mai mică. Trebuie să fac bine și mi se strânge stomacul așa, dar cu Dumnezeu înainte sperăm că o să fie. Cântăm la Mamaia astăzi, la niște miri tineri și frumoși, care ne-au scris un mesaj foarte frumos pe YouTube, un comentariu frumos și pe care am ales din suflet. Hai să mergem atunci. Deci, haideți că la mine așteaptă toată echipa în mașină, pentru că pornim. Nu suntem în întârziere. Andrei Bănuță e în întârziere de obicei, dar acum... Paulică. Da, aici avem o parte din echipa noastră. Ce să... Prezintele tu băieții, Paul, în spate. Deci avem pe Paulică. Da. Lui Paulică să-i filmați tricou și a făcut mâncaia și sufletul lui și a făcut tricou cu mine. E prietenul meu și e super. Îl avem pe Ștefan, care este prietenul meu, sunetistul meu, tour managerul meu. Bună, Ștefan. Așa. Așa. Îl avem pe Andrei, care este prietenul nostru și care ne ajută cu transportul de câte ori poate și el. Da. Deci este prieten foarte bun și cu Nicol Șeri, cu prietena noastră Nicol Șeri. Noi suntem numai între prieteni aici. Poți să mergi în mașina mea? Nu, 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 nu. Nu, tu stai aici, suferi și tu. Bine, sufer și eu cu voi. Haideți cu noi. Este! Ce trebuie să știți despre mine este că eu sunt fericitul posesor al unui suflet de gras și că mie îmi place să mănânc puternic. Puternic. Atât. Sunt sigură că emoții încă există de fiecare dată. Voi de mine, încântată seară, fii atentă. Încântată seară la o nuntă, la niște oameni și am fost surpriză. Ei nu știau că vin. Îmi fac cruce. Cum am făcut și acolo înainte să intru. Emoții cum am avut acolo, n-am mai avut de când mergeam la festivaluri, când eram copil, la concursuri. Dacă te întoarce în timp și te întâlni cu Andrei de atunci, cel mic care avea emoții și se pregătea de concurs, ce îi spune acum când ești, practic, ai succes, joci în groapa, la ProTV, cânti pe scenele cele mai mari, evenimente, ești în cea mai bună perioadă a vieții tale, cred. Da, e cea mai bună perioadă. În primul rând, ea spune așa, nu mai pune cămașa roșie și nu-ți mai da părul pe spate, cum îți zice tactul. Că eu am rămas cu sechele. Mă, nu glumesc, voi vă arăt o poz. Aveam părul mai lung și mi-l dădea pe spate. Mă, ziceai că sunt pepe. Fără pepe nereușit. Gen, pe bune. Era rău, dar între timp, oameni buni, m-am tuns așa ca să nu mai am discuții cu el. Mult gel, mă, eram unsuros. Stai așa. L-am găsit. Așa, ia să vedem. Sunteți gata? Așa m-a obligat pe mine tata. Când eram mic, și mi-a scris frumos, deci așa m-a obligat pe mine tata când eram mic să mă prezint la fiecare concurs. Aveai ceva de Latino Lover așa în tine atunci, cu freza asta? Bine, bine că tot ce aveam în mine atunci a ieșit cumva și am rămas varianta de acum. Da, eu a fost o perioadă frumoasă. Ce i-a spune, de fapt, lui? Ce i-a din poză, da. Ce i-a spune? Să stea liniștit să-și vadă de treaba lui. Băiatul ăla mic din poză își dorea de mic să facă asta, să cânte și să ajungă pe scene și să fie un artist. Nu și-a dorit să fie un artist de succes, și-a dorit să fie un artist iubit. Și i-aș spune la copilul ăsta, cu gel în cap și cu cămașe roșie, că e pe drumul cel bun. Că face bine, da. Că să aibă încredere că o să facă bine. Da. Și să se opereze la urechi, că o să se simtă mult mai bine. Apoi așa, când mergeți la concerte, la evenimente, asculti muzica ta? Doar muzica ta în mașină? Niciodată! Noi când mergem la concerte, ascultăm alt tip de muzică. Ce vrei să zic? Nu neapărat, dar ceva să placă la toată lumea. Ceva să placă la toată lumea, nu, exact! Dragilor, m-ați întrebat ce muzică ascultăm în drum spre cântare. Filmează-o pe Carmen Kindriș, că e talentată și merită. E o mare pasă în ea.
Asta ascultăm noi, băieții se distrează, deci e mare distracție în spate. Da, mie asta îmi plac, eu așa mă simt bine. Distracția a continuat până la localul în care nuntașii îl așteptau deja pe Andrei Bănuță. Dragilor, cel mai nou reporter Pro TV este pregătit să intre în acțiune, doar că nu în jobul de reporter, că n-am făcut școala încă. Mergem să cântăm foarte curând, doar că nu pot să merg așa. Îi dăm. Dragilor, alt băiat, petrecerea a început deja, așa că nu vă mai ținem pe jar, vă luăm cu noi să le cântăm oamenilor din toată inima. Printre acorduri de muzică de petrecere, hituri internaționale, câteva telefoane și ultimele retușuri înainte de cântare, Andrei s-a echipat de nuntă și au început emoțiile. Bună seara, dragilor, bine v-am găsit! Haideți cu un rând de aplauze pentru sărbătoriții noștri din seara asta! Un rând de aplauze puternic pentru sărbătoriții noștri din seara asta! Asta e atitudinea! Casă de piatră, dragilor! Să rămână, vă buc, să vă fie în viață așa cum vă doriți. Aveți emoții cu dansul ăsta? Păi nu vă mai țin pe jar, lasă vorbind după. Dansul mirilor, pregătiți-vă telefoanele, e cel mai frumos și important moment al serii. Super! Și vrem să dăm un sfat următorilor miri care văd chestia asta. Să nu repete niciodată dansul mirilor. Noi n-am repetat o secundă. Am dansat cum am simțit și acolo unde este iubire și dragoste, nu mai contează. Ați văzut dumneavoastră, s-a văzut. Am avut și norocul de a câștiga, așa că... Dar sunt foarte fericit, îi mulțumit din suflet, o să vadă. A fost superb. Cuvintele sunt de prisos. E un moment extrem de emoționant, foarte fericit. E perfect, e totul perfect. Nu ne gândeam la așa ceva. Sincer, e perfect. Noi n-am cântat doar valsul mirilor, noi cântăm să se distreze toată lumea. Așa? E frumos, băi, sunt binecuvântat că fac asta, adică ăsta e lucrul pe care îl simt și probabil dacă transmit ceva bine este fix din motivul ăsta. Hai că mai avem treabă și mâine. O sârbă. Acum o sârbă, mâine ne vedem la București. Doamne ajută! Prima nuntă a fost un adevărat succes, însă Andrei nu a pornit spre București până nu a dansat câteva ore cu cei care l-au așteptat cu sufletul la gură și l-au făcut martor al celui mai special moment din viața lor de cuplu, valsul mirilor. În pași de dans pornim și noi spre cel de-al doilea eveniment, nunta de la Mogoșoaia. Ai avut timp să te odihnești cum trebuie? M-am și uitat la groapa, la serial, da, m-am uitat la două episoade, am și eu voie acum. Da, m-am avut timp, mie nu-mi trebuie mult. Dacă nu-mi plăcea, dacă făceam ceva ce nu-mi plăcea, cu siguranță veneam obosit, dar așa nu e. E de drag, deci e bine. Mergem să cântăm, haideți să ne vedeți astea, că după mai mergem la una. Te
Teodora și Mihai, Casa de Piatră, în primul rând. Mulțumim din suflet. Aș vrea să știu așa, la cald, că abia ce s-a încheiat valsul, cum a fost pentru voi acest moment? A fost cel mai superb moment. Noi alesese melodia asta de foarte mult timp, adică de când a lansat-o ne-a plăcut ideea, ne-am înscris la concurs de când a pus el chestia aia pe YouTube. Și am așteptat, am zis, măi, nu cred că se întâmplă, nu suntem noi, da, n-are nu prea cum. Suntem câștigători, da, e primul lucru câștigat și primul lucru câștigat împreună. Da. Am zis că ați pregătit și o coreografie foarte frumoasă, ați exersat acasă pe melodia pe YouTube, bănuiesc. Da, da, bineînțeles, când ne-a sunat să ne spună că o să avem, zic, să zic, trebuie să facem dans ca lume, trebuie să ne pregătim acum, n-avem cum să mergem așa. Andrei, a treia nuntă și ultima. Sper că nu. Ultima din seara asta. Ultima cu noi, așa, da. În formula aceasta, pentru că am petrecut două zile împreună. Eu vă mai am cu mine, să știți. Noi mai venim și vrei și noi tricouri cum are Paulica, așa, cu Andrei Bănuță Cru. Doamne. Doamne, ce... deci fără probleme vă facem. Da, sunt... De pe aștept să vedem care e atmosfera. Acum e muzică populară, e un program de masă, așa se face. Și după care intrăm și sperăm să fie cel mai frumos dans. Când mă privești, lumea întreagă oprești pentru mine. Nici eu mai vreau lucru, nu mai e rău lângă tine. Cer nu fi vină, cum ești tu, tău pentru mine. Foarte mult să ne cânte Andrei și cumva am zis, bă, dacă nu ne permitem și așa, măcar mă scriu, s-a înscris. Și... Eu tot stăteam să mă uit că a fost apostat Andrei, așa, secvențe și mă gândeam dacă îmi scoate melodia. Și când am văzut că a fost pe instanță acum, hai, că oricum n-am câștigat niciodată nimic și am zis, n-am ce să pierd, mai ales că e pentru nuntă. Și am rămas surprinsă când am vorbit cu Alexandra, că nu mă așteptam. Pentru tine, Iulian, cât ai repetat acasă, de câte ori ți-a pus Dana melodia pe YouTube să exersați? De peste 50 de ori. Și nu doar pe YouTube, acasă și în mașină. Ce fură tu! Deci fiu, eu doresc să stau pe pașiște. Ți-a ajuns să poți la ei.